Aia Starfield la capăt și joacă fără cheat. Sau și așa ar fi o idee. Dar momentan vreau să termin Mass Effect-ul și după aia. Mass Effect 1. Ce joci acum? Cyberpunk. Mamă, când o să apară Phantom Liberty, o să fiu primul care îl ia. Fără nicio discuție, îl iau. Bă, aștept. Sper să scot acum până pe 26. Crăcuit, mă refer. Să pot să-l iau și eu. Cum a apărut și Starfield-ul, cu 6 zile înainte de lansare. De lansarea pe Steam. Probabil că o fi fost pe Epic Games de aia. Mai devreme. Nu, ți-am explicat deja de ce. Ah. De ce? Da, a fost early access, da, a fost early build. Bun. Ce vrea aici? Tactul de Andra Tassoni. Ok. Asta. Missing person. Viermaier. Ok. Trebuie să mergem în Viermaier. Da, un pic să mergem la un punct de fast travel. Ca aici mai știu locația. Viermaier. Am. Presidium locations. Nu embassies. Wards locations. CSEC. Așa.
Coming up in a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown crime syndicate. Decontamination in progress. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley, step. Okay, Viermeier. Timon Viermeier has information about the message with the background on the team in the danger. Go to Viermeier. Relieved. Ok, mergem la Viermeier. Bun. Viermeier. Viermeier, aici. Yes. Așa. Nice planet. Jungly. Finally, a jungly planet. Commander, I'm reading a signal. Must be on Solarian infiltration team. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take them up. I'll get you in underneath their radar, Commander. You got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasion. Meet you at the camp once those towers are offline. Joke around. Ooh, nice planet.
Am uit o bază aici. Destroyed? Yes. Decryption skill too low. Okay. Thunder, 180. O, da. Dacă mai găsit o bază aici.
Că mai găsit o bază aici. There, Bucko. Ok, Normandiu s-a dus mai departe, nu înțeleg ce așa. Stai că vin iar de ăștia. What the fuck? Ah, stai că putem să ne arătăm aici. Haideți mă. Face de Rex la nebunie. Rex e cu acțiunea direct. De el și iau cu mine tot timpul un party. Că e mortal, are niște replici. Te doare capul. El vrea doar să ucidă. Nu se gândește la diplomație și la alte aspecte. Stai puțin că nu o lasem bine pe aici. What the fuck? Hai manco. Bun, așa. Down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when you get here. There's
Hai că am ajuns so la bază. So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirahi, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. That's just great. What now? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently, Saren has discovered a cure for the Jennifer. The Geth are bad enough. Exactly my... If that... He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. My men and I need to rethink our plan of attack. Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long. In the meantime, looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. Looks like he's gonna blow a gasket. Just drop it. He'll be fine. If you say so. But I'm gonna keep my eye on him, if it's all the same to you. Okay. Și acum facem save. Și mi instalez Cartel Tycoon. Cât tare vreau să fac MDLC-ul ăla. Starfield! Starfield! Stars! Tu ce ziceai că joci acum Stellaris? Cyberpunk. O să mă duc acum la Stellaris. Așa, m-am salvat. Salvat Cartel Tycoon, ia să vedem. Salvat. Bun, perfect. San Rafaela. Instalăm pe SSD. Asta. Cam destul loc acolo. Bun. Așa. Don't create start menu folder de games Cartel Tycoon San Rafaela. Ok. Copy contents of run directory, install directory. Ok. Install. Mamă, ce mai ciudată. Ce? Ce mai ciudată, dar și mișto modificare. În loc să tot colectăm medpack-uri, medpack-ul se regenerează și are un anumit număr de charge-uri care bănesc se mai măresc cu skill-uri și alte chestii. Și începi cu două charge-uri care se regenerează destul de repede. Ceea ce înseamnă infinite fucking heal. Ceea ce e genial! Nu știu ce treacă au făcut asta, dar mă rog, să zice că merge la heal. Faza este că partea ciudată este că au făcut-o și la grenade. Unde n-are niciun drag de sens. Regenerezi grenadele din cur. Măcar la health pack avea sens, că erau inhalatoare de alea, dar... La grenade n-are niciun sens, dar mă rog. E mișto! Numai că fix la misiunea la care dracu aveam nevoie de grenade, nu mi-a lăsat să am grenade la heist. Ia mea și picioarele, că dracu am tras în aia, a rămas dracu fără muniție.
De bine, a reușit să-i omoră pe toți fix când a rămas fără toată muniția aproape. Avea mei 8 glanți. Asta în Cyberpunk, nu? În update-ul 2.0. Da, așa. Aproape că mi s-a oprit creierul ăla, cât de cretin au fost întrebările aia.
Gata, hai că s-a instalat San Rafaela. Așa. Bun. Now let's try it. Trebuie să dau play, launch. Ok. Republica de Odobreja. Nu, San Rafaela. Ok, El Grandero. Hai să ne alegem un... alegem posta. Resistance. San Rafaela. Mamă, cum arată orașul.
Wow. Mega șmecher, frate. Já é porra? Dar e un oraș aici. Fie întâmplă că e un oraș aici. Ia asta să-i trebuie. În 12 zile se deschide un nou recruitment pentru lieutenants.
S-a construit spitalul. Casino, Stadium, Taxi Company, University. Cathedral. Așa. Amusement park. Trei zile la amusement park.
mecanism în parc. Bă, nu e rău. Dar nu poți să-ți construiești decât 4 de-astea. Aici. Lovire seized by authority. Ia asta e un pic să-mi trimit. Lieutenants. Și mai este și un teritoriu. Ia asta e un pic să mă gândesc. Dacă iau pe ăștia. Mișto e orașul ăsta. Neutral. Talk to the mayor to acquire the city. Casino. Okay. Thank you.
aici, nu? Hai să trimitem asta. Îl trimitem aici. Cerim porturile. Și au adus ceva nou la capitolul apartamente în update 2.0 de la Cyberpunk. Adică au băgat V's Mansion. How the fuck would I know? Deși am primit acum un mesaj pe telefon că nu știu ce poate să modifice și apartamentul care l-am deșat și ce nu văd cum, dar mă rog. Ceea că bănuiesc că poate am dat așa ceva și la altul. În fără de aia nu mă duc să verific, așa că nu știu la ce mă întreb. V's Mansion. I don't know and I don't care. Pasta de dinți. Cred că este un mod care face asta posibil.
Da. Ia bă, că mi-o așa cyberpunk-ul. Cyberpunk 2.0. Asta e să vedem dacă e pe file list. Așa. Ah, come on. Mai joci povestea sau faci endgame activities? Am luat-o de la început cu aia, nu ți era clar. Ah. Vorbeam de heist, doar știi care dracu e quest-ul de heist de la începutul jocului și tu mă întrebai dacă joc Cyberpunk. Like fucking really, dă-ți încă 5 pan. There's new items and shit. De exemplu, puteai când se deschid ușile de la geam de la apartamentul lui Iorinovu după ce l-o moară în pătasu și se deschide T-Bug geamurile, în loc să ieși pe geamurile aia, dacă te duci sus de unde a venit Tasu, de unde a venit Saburo, are AV-ul sus, cu două gărzi. Dacă eu mor pe aia și deschizi AV-ul, în AV are... Știi ce AV sau vorbesc degeaba? Ce AV-ul? Aerial Vehicle. Mașina aia zburătoare. Și dacă deschizi AV-ul, are o sabie unică, una din alea unice care intră în zidul ăla cu arme al tău de acasă. Sabie unică și nu mai știu ce document, nu mai știu ce jurnal al lui. Și cum cheamă AV-ul?
E deja acolo când a aterizat ăla, când a venit, ce drag. Ah, și poți să iei oricând de viu? Bă, coaie, nu furiei viu, în pui mei, ți s-a părut vreodată că ai putut să iei un vehicul care zboară în jocul ăsta? Nu. Then what the fuck, stupid questions again? Doar dacă ești corporate, probabil. Aoleo. Am zis să-l deschizi și acolo îi găsești sabia lui. Doar că în afară de aia, acum mai este, am modificat și ce face sabia. Și am mai adăugat și un nou item, un cuțit pe corpul lui, după ce-l omoară ăla. Mm-hmm. Care are efecte care se combină cu efectul sabiei. Mm-hmm. Deci au băgat noi itemuri, au modificat toate itemurile posibile aproape. Din câte văd. Și chestia aia cu heal pack-uri și cu grenade. Ce probabil e cea mai mișto parte până acum, că înseamnă infinite heals and infinite grenades. Nu trec, mă. Aș fi putut să continui de unde eram, dar deja am șters serverile, am șters în greșeală, vreau să las ultima dintre ele și oricum mai mișto să iau de la capăt, dacă tot am modificat cam tot. Beep, beep, motherfucker. Modifica meniurile. Dacă te să-mi recuperez contul de file list. De file list. Caseul ăla. Ia al de pe IGG Games, pui mei. Se descarcă în 10.000 de ore. Nu ăsta. În vână vedere că de comunie. Trebuie să descarci repede. Mi se descarcă în 10.000 de ore dacă încerc să iau. Nu, pentru că e super comun asta, deci eu trebuie să descarci și super repede. Dar mă rog, fă ce naiba vrei. Chestia cea mai ciudată este că cred că Dogtown, zona din expansie, cred că e deja în joc. Pentru că o văd pe hartă. Dar nu știu care e faza, pentru că înainte nu mi-aduc aminte să fi mers acolo vreodată. Că nu e chiar în afara orașului. Nu mi-aduc aminte de ce nu am fost acolo vreodată, nici nu cred că era posibil până acum. E Phantom Liberty acolo? Doar zona coaie, în puii mei, că doar nu s-a release expansia încă. Dar poți să duci în zona aia? Nu știu, încă n-am testat. Testează. Dar zic că e pe hartă. Testează-o.
La este mama dracu. Păi ia-ți un vehicul și uite până acolo. Tocmai mi-a explodat. Da, ah, god damn it. Verification code, da. Bine, de pe IGG Games, hai. Fie. Cyberpunk. Să fură o mașină, acum să-mi văd una rapidă. Cea mai rapidă care o găsești. Era doar una, după care pleca. De fapt, stai, stai că e la stop. Dacă nu mă moară careva. 4 din 6. O să iau un pui mei, stai așa. Că am puncte în plus. 6 din 6. O stea. Au. Shit. Shit. This file does not exist. Hai bă, frate. Am băgat mie și picioare. Am bă, că luam de pe file disc o viteză uluitoare. Forgot password. I need more options. Ok. Yeah, send me a code. Unu, nouă, șapte, șapte. Unu, nouă, șapte, șapte. Șase, doi. Ok. Ok, gata, m-a lăsat în pace ăștia după ce am furat mașina. Și am ales până ce dracu direcție mă dă. Has to be dark down. Ah, nu cred că mă lasă să intru. Pentru că atunci când încerc să pun un waypoint acolo, waypointul se duce până la marginea zonei, dar nu mă lasă să pun până înăuntru. Dar mă duc până acolo să văd dacă pot să intru cumva sau de ce e blocat. Curios vă ce face jocul. 3,4 km, o, da. Măcar m-a luat o mașină rapidă. Ce viteză are asta? Sunt și skill-uri care au legătură cu mașinile. Sunt și mașini cu arme. În expansie o să avem misiuni pentru mașinile cu arme. Ai putut să intri în zona? N-auzi coaie că e la 3,4 km. O să-mi ia dreacu ceva, e pe partea alta hărții. Ah. Ești și surd. Trebuie am zis, Jesus Christ. Mă rog, mașină rapidă, acum e la 2,2 km.
Oh shit! N-am de unde să iau cyberpunk-ul. Nici nu e acolo? Nu e vorba, nu pot să mă loghez pe Yahoo mail. Ca să-mi recuperez parola. Cum nu poți să te loghezi pe Yahoo mail cu aia? Da, nu merge. Mi zice să trimită codul pe telefon și nu știu ce ba codul ăla și mi zice că por mă întrebe alt cod și pula mea. Mă las pe bubași. Bă, frate, tu și cu conturile tale. Du-te pe IGG Games. Da, unde sunt părți care nu se... Care nu acolo, pe al doilea site unde e un întreg și gata. A, unde e torrent, acolo. De... La torrent, bine, hai. Du-te la punctul ăla și când termin eu mă dau o țigară, când dacă ajungi să-mi zici. Ajung în vreo câteva secunde. Deja am ajuns în Pacifica și lângă Pacifica. Mai ești acolo? Jesus Christ.
Mai e până atunci? Ziceam atunci că sunt câteva secunde până ajung. Și ai putut să intri în zonă? Nu. Nu te lasă să intri în zonă? Nu. God damn it. Dar arată măcar așa perspectiva. Adică are, vezi ca un fel de intrând. Ziduri peste tot ca mama dracu. Ah. Oricum iau și update-ul 2.0. Download Studio. Ne.
Da, 32 de kilo pe secundă. Minunat. Ai dus pe al doilea site-ul ăla cu torente? Da. Nu, așteaptă puțin, poate se pornește mai repede. S-a mai mărit viteza? Nu, scade. Oscilează între 80 și 140 de kilo pe secundă. Cum reușești? Nu știu ce fac ăștia, nu stau la SID, nu știu ce fac. Nu, no, eu îl șterg. Nu mai aștept. Îl iau pe file list. Trebuie să-mi recuperez contul de Yahoo. Uf. Parolele astea mă disperă, frate. Dacă n-ar mai fi atâtea parole, ar fi mai bine. Stai un pic. Că știu că eram logat pe numele meu. A, stai bă, că pe telefon sunt logat pe Yahoo Mail. Stai bă, că pe telefon sunt logat pe Yahoo Mail. Așa.
Așa. Hai bă, fidați-ai dracului cu streamurile voastre. Mă tot freacă ăștia cu streamurile lor. Subscriberii. A, păi eram pe Horia 88. Da, nu. What the fuck? Holy shit, there's so much cyberware now. Holy crap. Okay. Bun. Bun, 508 319. Bun. Finally, I'm back on mail. Așa, file list. Wow. Bun. Wow, I got fucking wasted in like 10 seconds. Just by driving by some fools. Oh, come on.
Aha, și nu e. Nu e Cyberpunk. De-abia a apărut ieri sau când dragul a apărut, poate de... Adică sigur de... Uite, de pe Rapid Gator. Ce? Uite, de pe Rapid Gator pot să-l iau. Holy shit! Holy shit! Până târziri de AI, no shit! Mamă, câte grenade folosesc ăștia, zbași cu ce... Mă să arunc și eu o grenadă și pun pare că vine poliția dacă fac asta. Au! I fucking survive. Holy shit! Mamă, știu să arunci și pe geam, ne-am dat dracu ce e AI. Știu și eu să arunc cu grenade, coaie. Fuck all of... Ok. Bun. Options. Adurele. Yes. Bine că nu iau poliția după ce au aruncat 3 grenade, nu știu. Și ce bine că se regenerează grenadele. For whatever reason. Da, te joci jocul și eu stau și trag un kilo pe secundă. Adică mă mir că e undeva crăcuit deja, dacă e. E 2.0, cum să nu, este. Scrie de cine e crăcuit? Insane Ram Res. Who the fuck are those? Era bine dacă scrie GOG. Și GOG există, dar nu-l iau pe ăla pentru că ăla nu se ia cu viteza care trebuie. Ce? Ăla nu se ia cu viteză mare. Ce, GOG-ul? Că ai încercat? GOG-ul, da. Am încercat. Nici ăsta nu se ia. Băgă-mi și pula. Stai mă liniștit că o să apară. Pe file-uri nu e? File-uri sunt niște ratați? Ce mai mari ratați un file list? Să-mi bag picioarele. Sigur că uita cum trebuie acolo? Cyberpunk 2.0 update, da. Păi dar nu scrie update, nu scrie nici 2.0, scrie doar Cyberpunk, de ce mare? Nu, ultimul update care l-au băgat este... Stai un pic să mă uit. Un pic să mă uit. Mamă, cât sunteți frate.
Holy shit. Tu ți-ai eu de mini-boss. Jesus Christ. Nu ai niciun cyberpunk pe 2.0 pe... Nu mă leau de pe Skid Row și îmi bau pula, leau cu 4.6 mega pe secundă și aia e. Stai, dacă aveai opțiunea asta, de ce n-ai putut-o până acum? Nu știu. Mi se pare prea mică viteza. Se ia în 10.000 de ore. Stau până la 5 dimineața să-l iau. Cu 4.6 mega pe secundă. Dar mi-e tem cu 100 de kilo. Tu se ai de vestă rău, mătii. Uite pe ce mă bagă pe site-uri de betting. Pe ce? Pe site-uri de betting, de pariuri. Să-mi bag pula în el de joc. Continue to download link. Unde e language-ul? Unde e language-ul? Language! Așa. 7, nu? 7, nu? Uite, erau niște satara pe jos. Și ce poate să-mi placă arma aia, my favorite. Știi pușca aia, nu? Nu. Pușcă tech. Sătară. Pușca aia tech cu magneți pe laterale. Cred că o știu. Și genial, mai ales că e tech și poate să tragă pe-un pereți. Poate să tragă pe-un pereți? Oh, nice. Armele tech poate să tragă pe-un pereți. Alea power ricoșează, alea tech. În sfârșit. În sfârșit. Și erau câteva sătare pe jos și mă întrebam de ce dracu nu le-am în inventar. Că colectasem câteva la început. Colectasem câteva arme. Și n-aveam absolut niciuna dintre ele. Și mă întrebam, ce mă dracu? Mi-a luat ceva să-mi dau seama. Acum au băgat... Deci ți-am zis că am modificat tot, hoaie, dar tot. Sunt jumătate din armele care sunt pe jos. Dacă te uiți, îți apare un chenar în dreapta cu info. Când te uiți la o armă pe jos. Și jumătate dintre ele scrie broken. Și când le iei, nu-ți dă arma, îți dă un de la component. Și
și alea care au stats și nu știu ce, alea poți să le iei normal. Stai un pic, am băgat zone, au băgat zone noi în, în update 2.0, zone noi? Nu știu, nu cred, nu știu. Tu încearcă, vezi, caută pe hartă dacă tot te știi în joc. Nu știu, n-am văzut niciuna nouă. Îți dau temă de casă pentru de căutat, da. Ia harta la puricat și vezi dacă găsești vreo zonă nouă. În afară de cea din DLC. Am luat-o deja, n-am văzut niciuna nouă. Poți să te duci în parc, dacă vrei. Acolo-ți boschetari și tot ce vrei. Acolo nu vreau. Mie acolo îmi place. Mamă, cum e lighting, holy shit! Eu acolo mă și duc direct în parc. Nici nu mai stau. Nici nu stau să fac misiuni de story. Mă duc direct acolo, mă duc, încep ca corporate și mă duc direct acolo. Dar stai să încarci. Să descarce torrentul. Uite, 6 mega pe secundă, mai merge. Poate se ia până mâine.